Tuturor și bine ați venit pe canalul meu YouTube. Pentru astăzi v-am pregătit tutorial la acești minunați cipici pe care i-am realizat eu pentru un băiat. De aceea am ales culoarea aceasta mai întunecată. Se realizează foarte ușor, se începe iată de sus cu elastic, după cum se vede, datorită acestui secret sunt puțin mai înalți și mai departe se lucrează cu partea din mijloc. Iată, mărimea o puteți regla anume de aici. Iată, acesta poate să fie pentru un copil. Și mai departe lucrăm împrejur 10 rânduri, după care încheiem după principiul pe care eu vi l-am arătat în multe videoclipuri. Și o singură cusătură este doar aici. Adică și sus este, dar aici nu se vede chiar așa. Și încă un moment, dacă nu vreți să fie cusut, continuați cu câteva ochiuri în sus și încheiați. Și de asemenea vă voi arăta secretul călcăiului perfect, iată, să fie așa rotund. Rămâneți cu mine și haideți să lucrăm acești cipici frumoși. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu noile videoclipuri. Haideți să trecem la treabă! Din fir Lana Gold Classic și Andrele numărul 2, vom monta 45 de ochiuri. Lăsăm puțin fir și prin orice metodă care o știți dumneavoastră, montăm 45 de ochiuri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuăm până la 45. După ce am montat, scoatem mandrea și lucrăm primul de ochi de margine, nu-l lucrăm, următorul, un ochi pe dos, un ochi pe față și repetăm, un ochi pe dos, un ochi pe față. Continuăm să repetăm, terminăm cu un ochi pe dos și cel de margine eu lucrez la fel pe dos. Rândul 2 începe în felul următor. Un ochi față, un ochi dos, un ochi față, un ochi dos. Și sfârșim rândul cu un ochi față, un ochi dos și un ochi față. Cel de margine pe dos. Continuăm să repetăm până vom avea lungimea dorită. Eu voi lucra 22 de rânduri. Numărăm după, iată, după acestea. Am lucrat două rânduri, uitați-vă, 1, 2. Și după fire de aici se poate număra. Deci 22 de rânduri. Iată, eu am lucrat 21 de rânduri. Am numărat 21. Deci cât puteți să lucrați, cât doriți, este la analiza fiecare. Acum, împărțim în felul următor. Un ochi de margine, 21 de ochiuri pe față. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, deci eu voi număra până la 21. 21. Din următorul ochi vom lucra două ochiuri. Întâi prin față, apoi prin spate. Pentru că nu ne ajung pentru cosiță. Și mai departe, iarăși 21 de ochiuri pe față.
Deci lucrăm ochiuri pe față până la sfârșit. Și scrieți undeva că acesta este rândul 1 după bată. ...21 și cel de margine pe dos. Acum, pe dosul lucrului, lucrăm în felul următor. Un ochi de margine, 16 ochiuri pe față, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12... 14, 15, 16. 16 ochiuri pe față. Le vom lucra atât pe față cât și pe dos pe față. 12 ochiuri pentru cosiță pe dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 și 16 ochiuri pe față, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16, cel de margine pe dos. Acesta a fost rândul 2. Acum, la rândul 3, lucrăm la fel ca rândul 1. 16 ochiuri pe față. 12 ochiuri pe față, 16 ochiuri pe față. Deci totul pe față se lucrează aici. Doar că când ajungem la cele 12, vedeți că altfel sunt înclinate ochiurile. Deci rândul 3 lucrăm tot pe față. Și iată, am ajuns la cele 16. Lucrăm până la sfârșit. Rândul 4 îl lucrăm la fel ca și rândul 2. 16 ochiuri pe față. 12 ochiuri pe dos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 12 ochiuri pe dos. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 și 12. Și 16 ochiuri pe față. Până la final. În rândul 5 vom face torsada sau cosița. 16 ochiuri pe față.
puteți să faceți și fără. Primele 6 ochiuri, sau să vă arăt cu acul mai bine. Primele 3 ochiuri le vom lăsa în spatele lucrului. Cam mare acul acesta, dar cele mici nu știu unde sunt. Și lucrăm următoarele 3 ochiuri pe față. Întoarcem ochiurile pe andreaua stângă. Firul după lucru și la fel le lucrăm pe față. 2 și 3. Următoarele 3 ochiuri, a doua torsadă, tot din 6 ochiuri, 3 le vom lăsa în fața lucrului. Următoarele 3 le lucrăm pe față. Întoarcem ochiurile. Și le lucrăm pe față. Și iată, am format prima torsadă. Deci torsada noastră va veni, iată așa. Iată așa va veni torsada noastră. Frumoasă. La rândul 5, tot aici, lucrăm în continuare 16 ochiuri pe față. Și cel de margine pe dos. Mie îmi place să lucrez torsade. Dacă vă place și vouă, scrieți un comentariu. Vă place torsade sau mai mult cipici simple? De care cipici vă plac? Hai să vorbim despre cipici acum. Mai departe, rândul 6. Pe dosul lucrului. După desen. Adică 16 ochiuri pe față. Douăsprezece ochiuri pe dos. Și 16 ochiuri pe față. Rândul 7. Repetăm 16 ochiuri pe față, 12 ochiuri pe față și 16, deci rândul 7, toate ochiurile pe față. Rândul 8, 16 ochiuri pe față, 12 ochiuri pe dos, 4, 5, 6, până la 16, 12 ochiuri pe dos, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 și 16 ochiuri pe față. Și ultimul ochi pe dos. Și aici vom rupe firul, pentru că aceasta va fi bata noastră. Dacă ați observat, aceasta va fi bata noastră. Mai departe vom împărți ochiurile în așa fel, ca pe centru să avem 20 de ochiuri. 12 ochiuri, eu le las, iată, pe acest ac.
Deci 12 ochiuri plus ochiul de margine, 13 ochiuri. Așa, stați încă o dată să numărăm. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Deci nu 13, dar 12 rămân. Fiindcă aici vom avea 4 și 1 de margine aici. Deci 2, 12 rămân. Am rupt firul. Și de aici începem să lucrăm doar cu aceste 20 de ochiuri de pe centru. Și de aici luăm alt fir și începem iar rândul 1. Scrieți undeva că acesta va fi rândul 1. Primul ochi îl voi lucra pe față să se țină firul. Următoarele ochiuri, deci numărăm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Număr corect? 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Deci mi-am dat așa, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Deci totul este corect. Pe margine rămân 12, iar aici avem 22, da? Încă o dată, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, da. Deci așa este corect. Rândul 2. Un ochi de margine, 4 ochiuri pe față, 4, 12 ochiuri pe dos, 8, 9, 10, 11, 12 și 4 ochiuri pe față. Cel de margine pe dos. Acesta a fost rândul 2. Cam fac gălăgii spițele acestea. Mai departe, rândul 3. La fel ca și rândul 1. Rândul 3. Un ochi de margine, 4 ochiuri pe față. 12 ochiuri pe față, 7, 8, 9, 10, 11 și 12, 4 ochiuri pe față, cel de margine pe dos. Rândul 4 pe dosul lucrului.
în ochi de margine, 4 ochiuri pe față, 12 ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe față, cel de margine pe dos. Iar acum în rândul 5 vom face cosiță, iar eu voi face ceva cu aceasta să nu facă gălăgie. În rândul 5 avem un ochi de margine, 4 ochiuri pe față, și cosița facem. Vă arăt a doua metodă. Scoatem 6 ochiuri de pe Andreea. Prin spatele lucrul luăm primele 3 ochiuri, apoi următoarele le punem, deci, în față. Și le lucrăm. Trei, patru, cinci și șase. Următoarele 6 ochiuri. Primele 3 le luăm prin față, următoarele 3 prin spate și le poziționăm în față. Și la fel le lucrăm pe față. Dacă nu știți să lucrați torsadele, eu am multe videouri cu torsade unde explic foarte amănânțit cum se lucrează. Mai departe, 4 ochiuri pe față și unul pe dos. Deci vă las sau în descriere sau veți vedea pe ecran link-ul către torsade, dacă în cazul că nu știți să faceți torsadele. Acesta a fost rândul 5. Rândul 6. 4 ochiuri pe față. 12 ochiuri pe dos. 8, 9, 10, 11, 12 și 4 ochiuri pe față. 3, 4 și cel de margine pe dos. Acesta a fost rândul 6. Rândul 7. 4 ochiuri pe față, 12 ochiuri pe față și 4 ochiuri pe față. Cel de margine pe dos. Rândul 8. 4 ochiuri pe față, 12 ochiuri pe dos,
și 4 ochiuri pe față. Și cel de margine pe dos. Din acest moment, continuați să repetați câte raporturi aveți nevoie în înălțime. Iată, poziționați, lucrați puțin, poziționați pe picior și vedeți să ajungă până la vârf, să nu ajungă la vârful degetelor 2 cm. Deci măsurați pe picior. Iată, eu am lucrat 1, 2, 3 raporturi. Și am vrut să vă arăt că foarte bine este dacă puneți pe fir aceste. Foarte bine de lucrat așa. Și voi continua să mai lucrez câteva raporturi în dependență de mărimea piciorului. Dacă este pentru un copil, cred că sunt suficiente și atâtea raporturi pe care, iată, strângem ochiurile și este gata cipicul. Dacă pentru maturi, evident că mai multe rânduri, mai multe raporturi. Ne întâlnim când facem, iată, cam până aici undeva, mărime necesară. Încă un moment am vrut să vă arăt un secret, de fapt. Pentru a nu mai număra rândurile, iată, numărați așa. Aici să aveți 8 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Deci dacă aveți aici 8 fire, înseamnă că ați îndeplinit rândurile necesare pentru torsadă. Și în următorul rând doar faceți încrucișarea. Deci torsada o facem. Acesta este micul secret și eu continui să mai lucrez. Am lucrat 8 torsade. Și după cum am spus, măsurăm pe picior. Să nu ajungă 2 cm până la deget. Eu lucrez pentru o mărime mai mare, pentru un băiat, așa că nu se potrivește cu acest manechin, dar vă arăt pentru dumneavoastră orientativ să știți. Deci, iată, să nu ajungă 2 cm, pentru că aici vom face scăderea. Din totalul ochiurilor vom avea 12 la final. Deci, primul rând în care vom scădea. În felul următor, un ochi de margine și imediat vom lucra două ochiuri împreună spre stânga. Unul lucrăm pe față, cel nelucrat îl trecem peste ochiul lucrat. Și mai departe, toate ochiurile pe față până la ultimele trei ochiuri. La ultimele trei ochiuri, cele două ochiuri le lucrăm împreună spre dreapta. Și cel de margine pe dos. Și am scăzut două ochiuri. În rândul 2 lucrăm totul fără schimbări. Deja avem un ochi de margine și trei ochiuri pe față. Pe mijloc avem tot 12. Iată, 1, 2, 3 și cel de margine pe dos. Acesta a fost rândul 2, unde am scăzut. Rândul 3, un ochi de margine, un ochi nelucrat, următorul lucrăm, trecem ochiul nelucrat. Și am scăzut 2 spre stânga, restul lucrăm pe față până la ultimele 3. Am ajuns la ultimele 3 și lucrăm aceste două împreună spre dreapta.
cel de margine pe dos. Rândul 4, pe dosul lucrului, avem deja un ochi de margine și două ochiuri pe față, pentru că am scăzut. 12 ochiuri pe dos. Nouă, 10, 11, 12 și spre sfârșit iarăși 2 pe față, 1 pe dos. Deci acesta a fost rândul 4. Mai departe, încă o scădere facem în rândul 5. La fel continuăm. Să scadem 2 spre stânga, restul ochilor pe față. Dacă la dumneavoastră în acest rând trebuie să faceți torsada, o faceți. La mine încă nu. Nu este momentul. Așa, ochiurile pe față. Și acestea 2 pe dos. Vorbesc aiurea. 2 împreună spre dreapta și ultimul pe dos. Și să vedem cât mai avem până la torsadă. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, următorul, 5 a fost, a 6-lea. Parcă. Da. Și lucrăm 1 pe față, 12 pe dos. Deci pe dosul lucrului nu facem nicio scădere. Unul pe față și unul pe dos. Iar în acest rând vom face torsada și aici vom face toate scăderile. În rândul cu torsada vom face scăderile. Scoatem 6 ochiuri de pe andrele. Tot așa le luăm întâi 3, apoi alte 3. Iar când le vom lucra, vom lucra 2 împreună, la mijloc. Prima vom lucra o așa, 1, 2. Deci 1, a doua cu următoare le lucrăm împreună. Și avem 2, a treia cu a patra împreună. Și avem 3 și ultima. Așa. Și iată, dintr-o torsadă de 6 ochiuri am rămas cu 4. La fel procedăm și cu aceasta. Le poziționăm întâi, apoi când se le lucrăm. Așa. 1. Lucrăm normal, a doua împreună cu a treia, să se vadă de unde. Două împreună cu a treia, pe urmă trei împreună cu... Deci, haideți așa, prima am lucrat normal, a doua, două împreună, a treia oară, la fel, două împreună și a patra, una singură. Și avem aici 8 ochiuri, 9, 10, 11, 12.
Mi-a rămas aici un ochi față și un ochi dos. Și am rămas cu 12 ochiuri, așa cum ne-am dorit. Deci aici avem 12, la sfârșit tot 12 trebuie să avem. Și pe dosul lucrului, fără schimbări, lucrăm aceste două ochiuri, deja toate pe dos. Puteți să scadeți cum vreți, doar să vă rămână la sfârșit 12 ochiuri. Iată așa. Sau se putea acesta tot pe față de lucrat, să nu fie diferență mare aici. Deci prima etapă este gata. Eu aici am lucrat la fel, ochiul pe față, am schimbat să nu fie, să arate frumos. Și acum vom monta ochiurile acestea și acestea le vom culege de pe margine și vom lucra împrejur. Poziționăm mandrelele pentru lucru și începem de aici să lucrăm. Primul ochi eu îl lucrez pe față pentru că fac legătura. Ups. Și aceste ochiuri putem să le, legăm pe dosul lucrului. Aceasta. Mai târziu, iată aici. Le legăm. Restul ochiurilor, le lucrăm pe față. Și începem să ridicăm ochiurile de aici. Aici avem două, dar numai după un așa, 3, 4, 5, 6. Deci, uitați-vă, avem două ochiuri de margine, numai după primul ochi lucrăm. Și în același, la sfârșit, vom număra câte ochiuri avem aici, ca să avem și pe partea cealaltă atâtea ochiuri, la fel. Deci, nu este nimic greu. Dacă vă este greu aici, puteți să lucrați cu, croșeta. Croșeta, luați ochiul și îl puneți pe Andreea. Am numărat aici, am 31 de ochiuri, la dumneavoastră poate să fie și mai puține, poate să difere, depinde de fir, de cum lucrați. Aici avem 12 ochiuri, le lucrăm toate pe față. Toate pe față. Iată, jumătate am îndeplinit. Acum vom ridica ochiul și de pe partea aceasta. Iată, tot avem două ochiuri. După ochiul de margine ridicăm ochiurile. 1, 2, 3,
patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă și zece. Și continuăm până la 31. Iată, am ajuns la cele 16. Și le lucrăm. Apoi vom vedea câte ochiuri avem. Iată așa. Acesta este primul rând. Urmează să lucrați de jur împrejur încă 6 sau 7, depinde de piciorul fiecăruia. Iată, noi acum lucrăm porțiunea aceasta. Și lucrăm de jur împrejur, iată, până aici, apoi vom încheia pe talpă. Deci lucrați mai departe toate ochiurile pe față, atât pe fața lucrului, cât și pe dosul lucrului. Am lucrat 10 drumușoare. 90. Acum găsim mijlocul. La mine este, iată, 43 de ochiuri și găsim mijlocul, 12 ochiuri. Și vom forma talpa. Un pic greu s-a lucrat pentru că sunt multe ochiuri. Și lucrăm 43 de ochiuri. Am lucrat aici 43 de ochiuri. Acum lucrăm 12 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și a 12-a împreună cu următoarea, aici suntem pe fața lucrului, o lucrăm pe dos. Întoarcem lucrul și numărăm. Acesta luăm nelucrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12 împreună cu următoarea lucrăm pe față. Pe dosul lucrului se lucrează pe față, pe fața lucrului pe dos. Și continuăm să repetăm. Și iată, a 12 împreună cu următoarea, lucrăm pe dos și deja uitați că
Nu trebuie să numărăm pentru că ele se evidențiază. Continuăm să lucrăm așa până închidem aproape toate ochiurile. Vă arăt mai pe urmă. Dacă aici vă este bună și vă ajung ochiurile pentru gleznă, vom coase. Dacă nu vă mai trebuie ochiuri, vom ridica, deci ochiurile în sus. Nu vom coase. Deci, cred că vă voi arăta ambele variante. Până când lucrăm talpa. Iată, am ajuns aproape spre final. Așa, un rezultat frumos avem. Iată să fie acesta mai mare. Ne-ar veni mai bine. Dar e bine și așa. Și am zis că vă arăt cele două metode. Deci, prima metodă este următoarea. Când ne rămân 12 ochiuri pe andrele, dacă aici măsurați glezna și dacă vă ajunge, pur și simplu vom coase. Dar dacă vă vine strâmt, aici strâns, atunci continuați în sus cu cele 12 ochiuri și luați câte un ochi de pe fiecare parte și încheiați. Este foarte simplu și chiar pot să vă las linkul către metoda aceasta. Acum revenim la metoda a doua cu unde coasem. Deci când ne-au rămas 4 ochiuri pe andrele, vom proceda în felul următor. Reducem numărul de ochiuri la 0. Deci lucrăm normal cele, nu 11 acum și vă arăt, deci până la ultimele două. Iată, ultimele două le închidem împreună cu următorul. Deci închidem câte 3 deja la sfârșit aici. Câte 3. Întoarcem lucrul și la fel procedăm și pe partea aceasta. Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Aceste două împreună cu următorul le lucrăm împreună. La fel procedăm și cu următoarele ochiuri. Ups. Deci este simplu, ultimele două le lucrăm împreună cu următorul. Pe dos. Întoarcem lucrul. Eu voi continua să închei în felul acesta până ne rămân. Până ne rămâne. Așa. Încă o dată. Continuăm să încheiem.
Iată, am ajuns într-un final la prima metodă. Am redus numărul ochiurilor și ne-au rămas 4 ochiuri pe Andrele. De aici putem să mergem cu aceste 4 ochiuri în sus și să încheiem lucrul, dacă nu vrem să coasem. Dacă vrem să coasem, trebuia să lăsăm 5 ochiuri într-o parte și 5 în alta, fiindcă deja aici trebuie să încheiem. Încă o dată trebuia să încheiem. De ce eu mă întorc înapoi, rămân 5 ochiuri pe Andrele și tot așa închid până se reduc numărul ochiurilor la 1. Deci, iată, aici trebuia să închidem în această parte și în partea cealaltă și avea să fie bine. De aceea vă sfătuiesc înainte de a... Deci, luați și vizionați videoclipul, apoi apucați-vă de treabă, pentru că sunt și schimbări. Încă o dată vă arăt, iată, 2, 4, 5 și 2, 4, 5 din cealaltă parte. Și le strângem câte 3 pe fața lucrului pe dos. Iar pe dos lucrul pe față și continuăm să închidem. Când am ajuns la ultimele ochiuri, iată, ne-au rămas 3 ochiuri care trebuie să le lucrăm împreună. Deci le vom lucra la sfârșit pe toate 4 împreună pe față. Este un pic cam greu aici, fiindcă foarte strâns lucrat. Ne-a rămas un ochi și iată, am format frumos călcâiul. Acum aici tragem firul și lăsăm puțin fir pentru cusut. Deja îl rupem sau îl tăiem. Am lăsat pentru cusut. Uitați-vă, un frumos călcâi s-a format. Și acum vom face cusătura magică de o parte și de alta. Începem să coasem. Eu am așa un ac și ne ghidăm după, iată, aceste ochiuri de margine. Și introducem acul, iată, aici. Și la fel procedăm și pe partea aceasta. Să vedem dacă merge cusătura aceasta. Și continuăm. Așa. În aceste căuri. Și tragem de fir. Să vedem ce s-a făcut cu călcâiul. Iată. Deci este ok. Și continuăm să coasem. Anume după aceste ochiuri. La fel continuăm până sus.
Când ajungem aici la elastic, luăm după ochiurile cele mai de jos. Așa. Și vedeți ce frumos este aici încheierea. Și așa continuăm până ajungem aici sus. Iată, am finisat de cusut și așa arată cipicul meu. În mod similar îl lucrăm și pe al doilea. Și după cum v-am spus, aici dacă vă este, nu vă încape pe picior, puteți să continuați cu 4 ochiuri sau chiar cu toate cele 12 în sus. Să încheiați. Atât a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut acest videoclip. V-am pupat. Pa, pa!